este acolo unde locuiește acest bărbat. Și ce să vedeți, este chiar cu domnul. O să-i spun și eu, domnul Rembo, mă rog, așa, se, așa e supranumit, Rembo de Brăila, dar sunt convinsă că are și el nume. Și alături de el este doamna Rodica Moise, este fata doamnei Iordan. Bună seara, Sorin, și bună seara și invitațiilor tăi. Deci, care e adevărul? Se iubesc. Bună seara, bună seara, Simona. Ne scuzi că suntem un pic îmbrăcați, așa? A venit iarna, da, știu. Aici. Arătați foarte bine. Vine Moș Crăciun acum. E o iarnă cruntă aici. Știu, știu, Sorin. Da, 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 e o iarnă cruntă. Da, eu sunt lângă Fiorosul Rembo, care vedeți că am scăpat cu viață, și lângă doamna Rodica, care vedeți că e sechestrată. Deci, ăstea suntem trioul. Bun, dar hai să-i ascultăm și pe ei, Sorin. Rembo, Castangiu și doamna Rodica. Sigur că da. Domnul Mihai, deci dincolo de domnul Rembo, are evident un nume, cum ai spus și tu, se numește Iulian Mihai. Suntem chiar în satul în care locuiește, în apropierea casei dânsului. Domnul Mihai, haideți să vorbim. Sunteți acuzat de toate nenorocirile pământului. Și de soacra dumneavoastră, și de prietenul din copilărie. Sunteți în armată acum, ca să știu și eu, da. Am 4 macarovuri pe mine și 45 de cartușe. E puțin, la greutatea mea mai aduceți. Haideți să vorbim și serios. Spuneți-mi, de când sunteți împreună cu doamna? Deci eu sunt de 6 ani de zile. Am avut o relație pe ascuns din cauza părinților acesteia și din cauza soțului ei. Trebuia să ne întâlnim pe parcuri, pe hoteluri, pe cluburi și pe alte părți. Că nu se putea altfel, că soțul ei nu-i dădea voie cu mine. Normal. Cam așa s-a întâmplat, adică soțul nu-i dă voie cu amantul soției. Cam așa. Problema asta, dar modul cum a dat în ea când a fost la poliție pe stradă, i-a dat o palmă în spate, că eu am mers în spatele lor ca să nu o bată și a lovit-o. Deci Moise Tudorel are niște manifestări mai așa și limbajul care îl folosește la telefon, că vorbește cu mine, dar nu-l acuz eu pe el. Eu trăiesc de 6 ani cu ea. Țin la ea, o iubesc, nu o sechestrez, nu am nicio treabă. Toate sunt acuzații, că acum dacă sunt Rembo de Brăila, tot ce se întâmplă, eu sunt acuzat. Că a dispărut aia, că s-a dus aia, că l-am omorât pe ăla, că l-am tăiat. Și în legătură cu ăla care a dat declarații, vă spun eu, l-am niciun prieten din copilărie de-a meu și dacă nu mă cunoaște, să nu facă afirmații. Da, domnule Iulian, am și Simona, o întrebare la dumneavoastră. Da, eu am o întrebare la domnul Iulian. Auziți, da? Spuneți. Sper că ne aude. În platou este o doamnă care se numește Mărioara... Da, te aude, da. Este o doamnă care se numește Mărioara Drumea, sau Nuții, nu ați spus, doamnă? O cunosc. Da. Știu. Știți ceva de fata ei? Că femeia e disperată, vă dați seama. Spuneți. Știți ceva de fata ei care a dispărut acum 7 ani? Știu situația, am fost... De ce vorbești? Doamnă scumpă, ascultați-mă. Eu am dat declarații, peste tot am fost chemat și în Constanța la poliție. Peste tot am dat declarații, nu știu absolut nimic. Eu i-am dat bani să plece în Italia. Ei au venit peste mine și au făcut fel și fel de... Mi-au venit cu poliția și în Cerna, că s-o las să plece care copil. Eu i-am dat bani să plece în Italia, eu i-am dat bani. Mai departe nu mai știu. Deci eram la Brăila când i-am dat bani să plece în Italia. Și de atunci... Eu sunt oaia, țapul și tot felul de animale, că numai eu sunt, eu fac, eu dreg. Auziți, domnul Iulian, în ce an s-a întâmplat lucrul acesta? În ce an i-ați dat bani să plece în Italia? Mai țineți minte? Nu mai țin minte, e vorba de 7-8 ani. 7-8 ani. Hai că exagerez. Simona, eu aș vrea să lămurim din start un lucru. Dacă doamna Rodica este sechestrată sau nu? Pentru că, de fapt, primul subiect ăsta a fost, da? Dacă este sau nu sechestrată, dacă este sau nu drogată, dacă este sau nu scoasă la produs, că domnul Iulian a fost acuzat că este, între altele, și proxenet. Deci eu o să vă întreb direct, doamna Rodica, până când o să vă repet și întrebările din studio, vă întreb eu de aici direct. Stați aici cu forța? Nu. Vă ține sechestrată? Nu. Eu te-am mai încolo, să nu sperii femeia. Mai zi o dată. Nu. Vă droghează? Nu. Nu prea vorbește. Nu, ăla e cam... Nu este. V-a scos la produs? Nu.
Mă iubește prea mult să mă scoată la propus. Dar copilul de ce nu vine stați să vadă? Stați de bunăvoie? Da. Bun. Acum vă pun întrebarea din... De ce nu mergeți să vă vedeți, întreabă Simona, de ce nu mergeți la copii să-i vedeți? Nu am ajuns în Constanța deocamdată. Când o să ajung, după data de 31, când el are tot așa... Controlul judiciar, deci da? Să termină controlul. Îi văd, nu i-am părăsit. Și ce le oferă dacă asta îi vede? E singura... După atâta timp. Dar e gelos soțul, doamnă, da, că am înțeles că e foarte gelos, că sunteți frumușică. Deci după data de 31 o să-i vin să-i văd, o să mă mut în Constanța și... Întreabă Mara, dacă ați merge să vă vedeți copiii, da, soțul ar fi foarte gelos? Nu. Nu, eu întrebam dacă e gelos în general. Vino încoace, că eu am glumit când ți-am zis. Dacă e gelos în general soțul. Nu este fără motiv. Nu este fără motiv.